Bună ziua! Mă numesc Radu Todiraj și sunt manager în cadrul Departamentului de Taxe Indirecte Deloitte România. Firmele care realizează tranzacții în România trebuie să se pregătească pentru implementarea generalizată a facturării electronice pe la 1 ianuarie 2024. Sistemul a devenit obligatoriu în țara noastră în 2022, în două etape, pentru anumite categorii de contribuabili, după cum urmează. Pe la 1 aprilie 2022, pentru operatorii economici care emit facturi în baza tichetelor de vacanță. Pe la 1 iulie 2022, pentru companiile care furnizează altor entități economice produse considerate cu risc fiscal ridicat. Și tot de la 1 iulie 2022, facturarea electronică este obligatorie pentru entitățile care emit către alte autorități contractante ale statului. Pentru a extinde sistemul pentru toate operațiunile comerciale, autoritățile din România au solicitat Comisiei Europene, încă de la începutul anului trecut, o derogare de la legislația comunitară de TVA. Aceasta a fost aprobată de către Comisie și urmează să primească avizul Consiliului Uniunii Europene. Astfel, în 2024, facturarea electronică va fi obligatorie pentru toate tipurile de tranzacții realizate între firmele din România. Este important de menționat însă că sistemul rămâne opțional pentru nerezidenți. După ce propunerea Comisiei va fi aprobată de Consiliu, etapă considerată doar formalitate, autoritățile române trebuie să publice în 30 de zile actele normative care stabilesc detaliile și data efectivă de la care se va aplica această măsură. Derogarea obținută de România este valabilă de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026, aceasta putând fi prelungită dacă țara noastră va transmite o nouă solicitare argumentată în acest sens. Pe de altă parte, dacă în această perioadă legislația comunitară de TVA va fi modificată, conform propunerilor recente cuprinse în inițiativa denumită TVA în era digitală, derogarea va rămâne fără obiect. În concluzie, contribuabilii trebuie să se pregătească din timp pentru această schimbare, care implică adaptarea sau adoptarea soluțiilor informatice necesare pentru pregătirea și transmiterea tuturor facturilor în sistemul ROE Factura, iar timpul nici de această dată nu curge în favoarea lor. Pe termen lung însă, aceste schimbări vor permite eliminarea cât mai multor formalități fiscale, aspect care va simplifica povara administrativă a tuturor. Deloitte România poate pune la dispoziția firmelor o aplicație pentru facturarea electronică, soluție care este foarte ușor de utilizat și care se poate adapta oricărui sistem ERP sau sistem de facturare. Pentru mai multe detalii și alte noutăți în zona fiscală, vă rugăm să accesați documentul anexat. La revedere!